O echipă internațională de astronomi a reușit să recepționeze cu ajutorul telescopului Arecibo din Puerto Rico un scurt fragment de unde radio care provine dintr-o sursă neidentificată din spațiul cosmic. Deși semnalul a durat doar câteva milisecunde, experții susțin că în anul 2007, odată cu inaugurarea telescopului Parker, a mai fost captat un astfel de fragment. Specialiștii estimează că ar putea fi semnale emise de găurile negre care se dezintegrează sau chiar fragmente de comunicare între extraterestri. Un expert de la Institutul din Pasadena a declarat că emisiile radio pot avea ca origini și exploziile de radiații gamma, care însoțesc magnetarii. La fel, în afara acestor posibilități, experții au în calcul și implozia unor stele neutronice. Cert este că unde radio cu origini posibile extraterestre au mai fost înregistrate de un număr de 12 telescoape amplasate în Chile, Australia, California, Insulele Canare, Germania, Hawaii și India. Emisiile radio nu au fost însoțite de imagini optice, ultraviolete sau infraroșii. OnePlus, compania care a lansat unul dintre cele mai spectaculoase telefoane din 2014, OnePlus One, lucrează intens la dezvoltarea celei de-a doua generații. Noul smartphone, care ar urma să fie lansat cel mai probabil în aprilie, va avea specificații demne de un laptop și un preț la jumătate față de viitorul iPhone 6S, HTC M9 sau Samsung Galaxy S6. Potrivit GadgetReport.ro, noul smartphone OnePlus 2 va avea un display de 5,55 cu rezoluția QHD, cel mai nou procesor Qualcomm Snapdragon 810 pe 64 de biți și 4 GB de RAM. OnePlus 2 va evolua și la capitolul autonomie grație bateriei de 3300 de mAh, mai mare cu 200 de mAh față de prima generație. Construit pe aceeași structură ca și Xiaomi Mi Note Pro, telefonul OnePlus 2 ar urma să ruleze Android Lollipop. Apple a făcut deja o tradiție din a lansa noi versiuni cu indicativul S pentru smartphone-urile sale. Același lucru se va întâmpla și cu generația 6, care, potrivit unor surse, va beneficia până la vară de un upgrade semnificativ. Potrivit jurnaliștilor de la GadgetReport.ro, principala noutate adusă de iPhone 6S va fi memoria de 2 GB, dublă față de cea de pe generația actuală. Începând cu noul iPhone 6S, Apple va trece la noile chipuri de memorie, care vor asigura telefonului o viteză mult superioară. Sporul de performanță va fi consistent mai ales în jocuri și aplicațiile de iOS. În plus, memoria de 2 GB va consuma cu aproape 50% mai puțină energie, fapt care va determina o creștere semnificativă a autonomiei telefonului. Noul iPhone 6S va include cel mai probabil și funcția Force Touch, considerată a fi cea mai importantă inovație de la introducerea display-urilor multitouch. Aceasta va permite aplicațiilor compatibile să măsoare forța la apăsarea ecranului, oferind un parametru suplimentar pentru interpretarea comenzilor touchscreen. Facebook lucrează intens la transformarea Messenger-ului într-o aplicație pe care o vei putea folosi fără tastatură. Printr-un update de software, aplicația va permite utilizatorilor să dicteze mesaje, acestea fiind transformate instant în mesaje de tip text. Aplicația ce va concura Google Voice vine după ce Facebook a introdus cu succes încă de acum 2 ani posibilitatea de a expedia mesaje vocale scurte între utilizatori. Având în vedere dificultățile pe care le-a întâmpinat și Google în acest demers, este de așteptat ca funcția să nu fie cel puțin la început una foarte ok din punct de vedere al transpunerii vocii în text, însă acesta apare viitorul în materie. Facebook a început deja să testeze noua facilitate și în funcție de reacțiile utilizatorilor va extinde aplicația la nivel global.